Gardul ăsta e inscripționat încă de astă vară, când am fost la marșul ratat, marșul unionist. A trecut mai mult de jumătate de an, din august 2012, și vedem că inscripția a rămas intactă. Chiar dacă alte inscripții pe garduri, probabil obscene sau cine știe ce inscripții deranjante pentru autorități, au fost șterse. Nu știm dacă de către primărie sau de către proprietarii gardului, dar inscripția asta românofobă, foarte periculoasă, a rămas cu drapelul rusesc alături. Inscripție care spune moarte românilor, că suntem ruși. Bună ziua! Bună! Sunt la intersecția străzilor 1 Mai cu Bulevardul Eminescu din Bălți și văd aici pe o gheretă o inscripție care mi se pare că e ilegală. Zice rusește, smerte română. Asta cred că e incitare la ură interietnică și la violență. Unde e asta, încă o dată, o spuneți? Bălți, strada sau Bulevardul Eminescu, colț cu 1 Mai. Scrie că a fost aici întreprinderea individuală Leșan Ala, magazinul Galiotis, dar s-a mutat de aici. Și pe gardul, pe peretele lor, sunt mai multe inscripții, inclusiv asta pe care o consider penală. Puteți, vă rog, să vă notați, să veniți să faceți un act, un proces verbal aici. Magazinul la Leșan Ala, da? Da, e o gheretă, dar ghereta e închisă și proprietarul nu e, se pare că de mult aici. Bine, chiar am uitat. Brega, Oleg Brega mă numesc. Să aștept aici, ori polițiștii o să-și facă treaba fără mine. Da, noi trimitem chiar amoie. Mulțumesc, o zi bună. La revedere. Am vorbit cu poliția de la Bălți. Ora 12:30, să vedem în cât timp o să vină și ce o să fac. Un sfert de oră și nici o mașină de poliție. Bună ziua! Bună ziua! N-ați știut de cazul ăsta? Nu. Dar el de jumătate de ani e aici. Acum a primit chemare. Și cum mă fotografiați? Căstăret la poliție. Nu trebuie. Cum vrei? Eu am propus să fac vedetă, nu fumez. Nu fumez. Dacă eu sunt mai răs, ați și bus prost cu advocație. Ne-am înțeles. Nu trebuie. Tu ai scris aici? Chestiile astea, tu le-ai scris? Ori tu nici scrii nu știi. Ce știi? Zi! Da, foto. A, da. Dacă ziceam că e video, aveți să spună și mai urât, mă ating. Nu e așa că e ilegal? Mesajul? Deci proprietarul sau primărie, cine ar trebui să-l șteargă? Nu știți. Bun, o să faceți proces verbal, nu? O să știu să stai la fața locului și mai departe o să... Mulțumesc, o zi bună! Și mai cercetat la fața locului dacă o filma.
Ce-i roșcatul? Tu ești vulpi ori ești lup? Pare un câine maidanez. Da.